Este din nou o perioadă în care românii își fac cadouri sau își cumpără lucruri noi în casă, așa că vânzările au explodat începând de la electrocasnice și până la produse cosmetice. Comentăm acest subiect cu Octavian Jomir, managerul unei companii care comercializează produse de îngrijire. Bună ziua! Bună ziua! A crescut, produsul, a crescut interesul doamnelor și de ce nu al domnilor pentru produsele de acest gen de îngrijire? Sigur că da. În ultimele două săptămâni, înainte de Paște, am observat creșteri de peste 60% în vânzările de produse cosmetice. Un lucru îmbucurător este faptul că au revenit în vânzări categorii care în 2020, în plin lockdown, lipseau cu desăvârșire. Putem să vedem că au revenit în vânzări produsele cum ar fi parfumurile, produsele pentru machiaj produsele pentru îngrijire corporală, pachetele promo și seturile cadou. Dacă în 2020 vedeam o scădere a valorii medii a coșului de cumpărături, se cumpăra practic strictul necesar, observăm în 2021 o revenire, o revenire la normal, o creștere chiar peste 2019 a valorii medii a coșului de cumpărături. Și cum vă explicați această revenire? Ne explicăm această revenire prin faptul că nu mai există situația atât de grea din punct de vedere pandemic, nu mai există restricții atât de grave care să afecteze populația. Practic, oamenii încet, încet încep să-și să revină la obiceiurile normale de consum.